Bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Profesioniști în Devenire. Astăzi am numai surprize pentru voi, muzică bune, filme, invitați frumoși și talentați și nu în ultimul rând știri interesante despre vedete pe care vi le voi prezenta un pic mai târziu, așa că nu schimbați de pe 6 TV. Invitatele mele din prima parte a emisiunii sunt Mihaela Zamfir și Teodora Donțu. Bună seara, fetelor! Bună seara! Bună seara! Mihaela, încep cu tine. Spune-mi câteva cuvinte despre tine. Mă numesc Zamfir Mihaela Loredana, am 14 ani. Mulți înainte. Mulțumesc. Și sunt la școala de, la Colegiul de Arte din Olipati. Oh, ce frumos, ce frumos. Și cum e acolo? E bine, e frumos? Da, este foarte frumos. Am colegi. Asta mă să te întreb, colegii cum sunt? Foarte, foarte ok. Sunt foarte comunicativ. Așa. Și cu muzica? De acum, de la liceu sau? Nu, cu muzica am început la vârsta de 9 ani. Oh. Am fost la Palatul Copiilor și am vrut să experimentez, ca să zic așa. Stați că nu știu cum să mă exprim. Si. Ți-a plăcut muzica? Da, mi-a plăcut muzica. Și te-a atras de mică? Da. Așa, foarte frumos. Da. Foarte frumos. Și ce gen de muzică cânti? Ești pe pop, ești pe rock, ești pe populară, ești pe... Păi sunt la corul de copii Meloritm și... Ești la un cor? Da. Cu atât mai frumos. Da, și acolo cântăm toate genurile de muzică. De la ușoară până la religioasă, populară. Oh, dar tu ce preferi? Muzica ușoară. Muzica ușoară. Da. E mai... îți place ție mai mult? Da. Înțeles. Teodora, trec la tine. Eu am 16 ani. Mulți înainte. De anul ăsta o să fiu la un liceu din Anglia. La un liceu din Anglia? Da, am să mă mut la un liceu de muzică în Anglia. Spune-ne mai multe, te rog frumos. Cum ai ajuns acum să pleci la un liceu din Anglia? Ți-ai dorit foarte mult să pleci din țară sau a fost așa spontan? Mi-am dorit foarte mult să studiez muzica cât mai intensiv. Da. Și eu fac de la 3 ani muzică. Oh, frumos. Am fost în diferite coruri, iar după ce am cântat în coruri, am avut spectacole în Franța, Italia, așa mai peste departe. Tot, da. Deci te-ai plimbat? Da, ceva. M-am plimbat foarte mult. M-am dus la școala de muzică Crina Mardare. Da. Sunt acolo de 5 ani. Fac canto, avem spectacole foarte frumos, drăguți. Frumos, frumos. Și eu am vrut să plec în Anglia în clasa a noua, dar cum nu puteam să merg cu ai mei să ne mutăm, era destul de greu. Și acum cum faci? Te duci? Și acum mă duc într-un fel singură. Într-un fel într-un fel, pentru că tata o să fie acolo, o să mai vină, am înțeles. O să facă naveta, ca să zic așa. Dar nu o să fie un pic greu, Teodora, pentru tine? Acolo? Deja mi-am făcut niște prieteni și am prieteni din România care s-au dus acolo la facultate, în Londra. Deci o să fie drăguț. Bine, da. N-ai așa o, nu știu, o strângere de inimă, că o să fie am acolo singură? Pic, am un pic, că îmi las prietenii aici. Asta și... nu o să-ți fie dor de țara ba, noastră? Da, o să-mi fie dor, dar o să vin în vacanță aici. Și ai vrea să faci și facultatea acolo, bănuiesc, dacă tot da. Poponești pe liceu, să-l termini facultate și da. Rămâi acolo. Doamne ajută! Mă, e frumos, e frumos. Te întreb pentru că, bine, mulți au ideea asta să plece afară să... Bine, bănuiesc că și posibilitățile sunt altele și atunci ai poate da. Deschideri mai mari decât ai avea aici. Acolo am văzut că se studiază mai mult jazz-ul și... Și tu ești pe jazz? Încă sunt în căutarea unui anumit stil. Nu ți-ai l-ai... Da, nu. Cânt cam... De toate. De toate. Nu chiar. Poate, dar sunt acolo... Le-ai încercat pe toate. Da. Perfect. Și în ultima vreme m-a atras mai mult jazz-ul și de asta vreau să studiez mai mult blues. Foarte jazz. Bine, foarte bine. Sperăm că o să fie bine acolo. Poate cine știe, ne mai sun și pe noi, ne spui, ia uite, da, sunt normal. Bine, am ajuns. E frumos. E frumos, frumos. Și o să stai în campus, în cămin sau? Nu, o să stau într-un apartament. Am înțeles. Drăguț. Fetelor, ce hobby-uri mai aveți, în afară de muzică, bineînțeles? Eu știu, sunteți sportive, faceți sport, citiți, vă plimbați, sunteți cu shopping-ul, eu știu.
Mihaela, hai, te iau pe tine. Eu am făcut, înainte de muzică, am făcut modeling. Ai făcut modeling? Da. De la vârsta de 4 ani. Dar m-am lăsat. Apoi am făcut dansuri sportive. Da. Și acum fac doar muzică. Doar muzică. Aceasta este pasiunea mea. Și de ce n-ai continuat cu modeling-ul? Ai fi putut să mai continui? Da, aș fi putut, dar nu, n-am mai vrut. N-ai am mai zis că nu e de mine modeling-ul. Uh-huh. Teodora. Eu sunt o fire mai sportivă. Ai mei, am avut noroc cu ai mei că m-au dat peste tot. La Palatul Copiilor eram acolo peste tot. La balet, la gimnastică, balet, judo. Am făcut și eu vreo 8 ani, suntem bine. Așa. Dar am avut noroc că m-au dat de la 3 ani la dansuri și încă fac dansuri. Încă faci dansuri? Da. Dans sportiv sau dans mai... Dans modern am făcut și sportiv. Profesorul cu care facem... Încă continui? Da. Uh-huh. E pe mai multe stiluri. E frumos, și ne învață din toate. Și că e frumos să te îmbraci rochițele alea, să dansezi, și deși da. Tu mai domnișoară. Frumos, e frumos, e frumos. Și un alt sport pe care îl practic acum este Aikido. O artă Aikido. Marțială, da. Fac de la 6 ani. Dacă e cineva pe stradă care te deranjează, îi arăți un Aikido și s-a terminat. E mai mult de autoapărare, adică dacă cineva vine să mă atace, eu... Să știu să mă apăr. Deci îl recomand și pentru telespectatorii noștri, da. Dacă e bun de da, e apărare. Foarte... Nu e periculos să-l faci? Nu. Pentru mine nu e periculos. Pentru tine nu e periculos. Dar, nu știu, nu-i greu? Aikido nu se practică dacă nu ești atacat. Am adică înțeles. Nu mă duc și zic hai să-l dau una. Am înțeles, am înțeles. Nu e un fel de karate... Nu, karate, la karate și ataci. La Aikido ești pașnic până cineva te atacă. A, ești pașnic până în momentul în care am înțeles. Interesant, interesant. Să ne ducem și noi la Aikido. Mă duc și eu cu echipa, poate cine știe. Teodora, cu ce ne încânți astăzi? Hai să ne rupem un pic de clipuri și de muzică. Am să vă cânt două piese. Așa. Daddy de Melisande și Rather Be de Clean Bandit. Și acum cu ce ne încânți? Cu Rather Be. Hai să te auzim. Yeah, yeah. Rather be. We are 1,000 miles from comfort. We have traveled in this sea, but as long as you are with me, there's no place I'd rather be. I will wait forever, exalted in the sea, as long as you are with me. My heart continues to be. With every step we take, Kyoto to the base, strolling so casually. We're different and the same, gave you another name, switch up the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. No, we don't love your heart, you can't shame me. When I am with you, there's no place I'd rather be. No, 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 no place I'd rather be. No, 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 no place. On a mission to find out inner peace, make it everlasting, so nothing is incomplete. It's easy being with you, sacred simplicity. As long as we're together, my heart continues to beat.
with every step we take, Kyoto to the bay, strolling so casually. We're different and the same, gave you another name, switch off the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. No, we don't love you, how you can shame me. When I am with you, there's no place I'd rather be. No, 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 no place I'd rather be. No, 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 no place I'd rather be. No, 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 no. Ooh, when I am with you, there's no place I'd rather be. Yeah. Foarte frumos, Teodora. Mulțumesc. Într-adevăr, e o voce așa chill, ca să zic așa. Frumos, îmi place vocea ta. Mersi. E frumos, e frumos. Mihaela, ce ne-ai pregătit astăzi? Am pregătit astăzi piesa Need You Now de la Lady Antebellum. Hai să te auzim. Perfect memories scattered all around the floor. Reaching for the phone, 'cause I can't find it anymore. And I wonder if I ever crush your mind. For me, it happens all the time. It's a color of the one. I'm alone and I need you now. Said I wouldn't come, but I lost the control and I need you now. And I don't know how I can do without. I just need you now. A shot of whiskey, can't stop looking at the door. Wishing you come sweet in the way you did before. And I wonder if I ever crush your mind. For me it happens all the time. It's the color of the one. I'm a little drunk and I need you now. Said I wouldn't come, but I lost the control and I need you now. And I don't know how I can do without. I just need you now. Whoa. Yes, I'd rather hurt than feel nothing. The color of the one. I'm alone and I need you now. Said I wouldn't come, but I lost the control and I need you now. And I don't know how I can do without. I just need you. Need you now. Oh,
Foarte frumos, Mihaela. Mulțumesc. Voce foarte frumoasă ai, așa. Mulțumesc. Și melodia îmi place. Da, este piesa mea preferată. Este piesa ta preferată. Da. Teodora, ne încânti și cu piesa următoare? Sigur că da. Hai să te auzim. He's out your system, yeah, it took you a while. You have your family back and you got your smile. And you promise your sister that you'll never go back again. But friends keep telling you what he did last night. How many girls he kissed, how many he lied. And you try to remember that there's no way you could ever be friends. But now you're looking like you really like him. And now you're feeling like you miss him. You're speaking like you really love him. And now you're dancing like you need him. Put it in your pocket, don't tell anyone I gave ya. He'll be the one who runs to, the one that saves ya. He'll be your daddy, daddy, if you take it gladly, gladly. Daddy, daddy. He kissed you on the lips and opened your eyes. You had to catch your breath, a touch of surprise. And you almost forgot how it feels to live in his lies. He says he loves you and you'll never let go. You couldn't trust him but you'll never say no. In that moment he made you forget how it feels when he's gone. But now you're looking like you really like him. And now you're feeling like you miss him. You're speaking like you really love him. And now you're dancing like you need him. Put it in your pocket, don't tell anyone I gave ya. You'll be the one who run to, the one that saves ya. You'll be your daddy, daddy, if you take it gladly, gladly. Daddy, daddy. And now you're feeling like him. You're speaking like you really miss him. You're looking like you really love him. And now you're dancing like you need him. Put it in your pocket, don't tell anyone I gave ya. He'll be the one who runs to, the one that saves ya. He'll be your daddy, daddy, if you take it gladly, gladly. Daddy, daddy. Put it in your pocket, don't tell anyone I gave ya. He'll be the one who runs to, the one that saves ya. Daddy, daddy, gladly, gladly. Daddy, daddy, yeah. Am revenit după pauza publicitară alături de două invitate noi, Cristina Costache și Alexandra Crista. Bună seara, fetelor! Bună seara! Cristina, încep cu tine. Da. Spune mai multe despre tine, să te cunoaștem păi, și noi. Numele meu este Cristina Costache Nicoleta. Am 14 ani. Mulți înainte. Mulțumesc, la fel. Sunt studentă la Colegiul Național Elena Cuza. Așa. Pe pedagogie. Așa. Și iubesc foarte mult copiii și muzica. De când pasiunea cu muzica? De mică. De mică? Da. Și ce genuri cânti? Ce genuri abordezi? De toate. Nu am așa preferință, adică mai puțin rock și n-ați așa mai nebune. Populare? Da, la corul de copii Melorid, unde e și tu la sunt. Cor? Da. Oh, ce frumos! Cum e la cor? Este foarte frumos și îi mulțumim doamne Elena Nicolai. Bănuiesc că atmosfera e mai interesantă decât dacă te duci tu la lecții de canto și... Da, e altceva. Suntem cu toatele acolo și e, frumos. E mult mai frumos, da. Foarte bine, foarte bine. Trec la tine, Alexandra. Am 14 ani. Mulți înainte. Sunt clasa 8-a. Așa. Îmi place foarte mult muzica. Sunt în grup la așa. 4 ani. Așa. Foarte bine. Ce să? Și tot așa cu muzica, cu... Nu e așa? Nu. No. Ah, ce frumos, ce frumos, ce frumos. Fetelor, trupe favorite, artiști favoriți, eu știu.
Ca să vă cunoaștem și noi mai bine. Păi ascult mai mult de la noi. De la noi? Da. Cine e mai exact? Antonia, Smiley. Microfonul un pic mai aproape, te rog. Mulțumesc. Okay. Așa, Antonia, Smiley. Eu știu, Delia. Delia. Da? Alex Velea. Alex Velea, divina ta. Sună bine. Cristina. Păi și eu la fel, prefer mai mult de la noi, cu toate că îmi plac și cele din afară. Așa, păi tot cam aceeași, adică... Și de afară nu, eu știu, Rihanna, Beyoncé... Da, da, Shakira. Exact, da? Și ăștia? Vă plac? Da. Da. Fetele, la concerte vă duceți? Da, avem cu corul, mergem. Am fost în Polonia la un festival european de... Anul acesta. Ce frumos, ce frumos! Și cum e în Polonia? E ok, e super frumos. Lumea cum e? E de treabă? Sunt foarte prietenoși oamenii de acolo. Da. Sunt de treabă? Da. Ați fost la neamurile lui Răzvan? Așa, revenim. E frumos în Polonia. Da, foarte. Oamenii sunt primitori? Sunt foarte așa... primitori, foarte primitori. Am simțit foarte bine acolo. Bănuiesc că a fost frumos. Da, a fost foarte frumos. A fost un festival. Festival. Da. Și am fost invitați să mergem. Uh-huh. Chiar am fost apreciați acolo. Toată lumea a spus că am fost... Suntem super buni și... Da. Da. Ce bine, ce bine. Fua. Și am fost invitați la anul în Suedia să mergem. În Suedia? Da. Deja sunau și mai interesant. Italian se ține în alt loc acest festival. Da. Deci nu vă plictisiți deloc, fetele. Nu. Adică sunteți plecate bine. Și vara asta ce ați făcut? Am stat foarte mult împreună, suntem cele mai bune prietene, ne cunoaștem de 10 ani. Văd, că vă completați așa una. Da, 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 așa este. Așa, și unde ați fost? Am fost și în tabără, tot la mare. Grupul. Tot la mare? Da. Așa. Și în rest ne-am petrecut foarte mult timpul la repetiții. Da. La repetiții. Așa și cam atât, adică... Mai prin București? Da. Da. Ma, frumos, 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 frumos. Cristina, încep cu tine. Cine-i pregătit astăzi? Astăzi am pregătit Aura Dione Friends. O melodie care îmi place foarte mult. Hai să te auzim. Free, free to need myself. Free to need some time. Free to need some help. So I'm reaching baby out. When I'm lonely in the crowd, for the silence gets too loud, I'll be crashing on the couch. And even if I never forget you, baby, tonight I'm gonna let your memory, baby, go. All I said I know, when the leaves I got my friends, share a wrinkle in the wind, they got my back until the end. If I never fall in love again, when the leaves I got my friends, like a lifeboat in the dark, saving me from the sharks, even though I got a broken heart. When the leaves I got my friends, got my friends, got my friends, got my friends. When the leaves I got my friends, I don't want to think, I just wanna feel, I just wanna dream. Yeah, so putting on the round and turn his back until he's down and get lost until he's found again and again. And even if I never forget you, baby, tonight I'm gonna let your memory, baby, go. All I said I know, but at least I got my friends. If I never fall in love again, but at least I got my friends, like a lifeboat in the dark, saving me from the sharks, even though I got a broken heart. And at least I got my friends, got my friends, got my friends, got my friends. And the world is upside down, yeah. The sky is full of clouds, yeah. All is come around. It feels like home, like home. And I never have to try. I can be myself and I am never alone. I never feel alone. Whoa, I never.
tonight I'm gonna let your memory, baby, go. All I said I know, but at least I got my friends. Share a raincoat in the wind, they got my back until the end. If I never fall in love again, but at least I got my friends. Like a lifeboat in the dark, saving me from the sharks. Even though I got a broken heart, but at least I got my friends. Got my friends, got my friends. Ends got my friends. When at least I got my friends. Got my friends. Got my friends. Got my friends. When at least I got my friends. Foarte frumoasă, Cristina. Mulțumesc mult. Foarte frumoasă piesa. Ai văzut încet, încet, învățăm și de da. La tine. Foarte frumos, foarte frumos. Mulțumesc mult. Fetelor, la filme vă uitați? Da. Da. Vă plac filmele? Da. Și ce genuri preferați? Da. Eu mă uit mai mult la comedii romantice. La comedii romantice. Da. Filme de acțiune nu... Nu, nu. Așa, așa. Eu mă uit și la acțiune, și la comedii, și la comedii romantice, și la filme romantice. De tot. Da. Bun. Alexandra, ce ne-ai pregătit astăzi? This is me. Hai să te auzim. I've always been the kind of girl, so did my face, to dream about the world, what I've got so changed. But I have this dream right inside of me. I gonna let it show. It's time to let you know. To let you know. This is the real, this is me. I'm exactly where I'm supposed to be now. Gonna let the light shine on me. Now I found who I am. There's no way to hold it in. No more hiding you, I wanna be. This is me. Do you know what it's like to feel so in the dark, to dream about the light where you're the shining star? Even though it's dream, like it's so far away, I've got to believe in myself, the only way. This is real, this is me. I'm exactly where I'm supposed to be now. Gonna let the light shine on me. Now I found who I am. There's no way to hold it in. No more hiding you, I wanna be. This is me. Supposed to be now. Gonna let the light shine on me. Now I found who I am. There's no way to hold it in. No more hiding you, I wanna be. This is me. Frumos, Alexandra. Zice că îți place Demi Lovato? Da. Te-ai da. Uitat la Camp Rock și tot ce da, ținea de Camp Rock? Da. Deci v-ați uitat la filme? Da. Da.
Fetelor, voi aveți un stil de viață sănătos, mâncați sănătos. Da. Da? Da. Nu tu fast food, nu tu nimic. Am părinți care mănâncă doar bio. Serios? Da. Eu nu sunt așa, adică mai mă duc și la fast food, dar... Din când în când? Din când în când, nu foarte des. Uite, de exemplu, cu prietenii la mall, ce faceți? Dacă vă duceți să vă ieșiți în oraș. Plimbăm, adică ei de obicei ieșeau mâncare, dar eu nu. Tu nu? Da, nu. Ea e anti-fast food. Anti-fast food, anti-fast food? Da, da. Da, mănânci carne? Mănânc din când în când. Din când în când? Nu, nu? De ce? Prea. De ce? Nu-ți place sau te-ai obișnuit așa? M-a obișnuit salate așa. Cu... M-am obișnuit așa. Păi și tu într-o zi, uite ce mănânci, uite, dă-și mie un exemplu. Nimic. Mănâncă nimic? Struguri și un măr. Pe bune. Da. Și nu-ți vine așa... Nu, nu, s-a obișnuit așa și... E mai bine. Tu nu bănesc că tu nu mănânci un măr și... A, nu. Nu? Bine, acum când mai am timp, mai mănânc. Din când în când. Din când în când, da. Dar dacă mănânc ceva mai zdrav în așa, adică un sandwich, măr, mâncare gătită, ceva care să-mi țină de foame. Hai de mine. Of, cum trăiești? Trăiești bine. Trăiești bine? Da. Nu, serios, chiar te simți bine mâncând așa? Da, da. Și un pic mai puțin? Și la mine este gătește, dar nu se fac prăjeli și de astea. Adică și noi facem mâncare gătită, ciorbe, stupe. Chestiile astea? Da, da. Dar e ok. Da, e ok așa. Bun. Fetelor, eu am așa niște poze pentru voi. Portrete pictate în alb și în negru. Foarte interesant. Am niște poze să mi le dea regia, să le vedem și noi pe micul ecran. Sunt așa niște poze foarte drăguțe, foarte interesante. Ia uite, Mikey Mouse pe fața fetei. Cum vi se pare? Interesant. Da. Hai să vedem mai departe. Iau și aici. Tu arată destul de interesant, nu? Da. Mai departe. Wi-Fi, Wi-Fi, da. Wi-Fi pe fața fetei. Ce să mai avem voie de Wi-Fi? Ia uite. Asta, e asta mi se pare, da, foarte interesant. E foarte frumos. Interesant, arată foarte bine. Uite, vezi ce înseamnă să fii artist. Ia uite. Și asta este gadget-ish, da, ca să zic așa. Mai departe. Ok, am văzut destul. Foarte interesant și aici, foarte interesant. Arată frumos. Fită pe ochiul de la cheie. Bang. Asta e frumos. Asta, frumos, da, frumos, frumos, frumos. Ia uite, un corset frumos, pictat, făcut. Drăguț, tot gadget ești, ca să zic așa. Cod QR, ok, de la film. Drăguț. Foarte drăguț. Toate sunt drăguțe. Și uite asta, aici, da. Cu pulsul. Da. Opa. Bilă de biliard, ok. Bun. Am văzut toate pozele, fetelor. Drăguț, nu? Da, voi da, sunteți da, cu pictatul, cu desenatul, cu... Eu nu. Deloc? Nu deloc. Nu mă pasionează. Adică pictez când e nevoie la școală sau altceva. Mă străduiesc să iasă cât mai bine. Dar așa, în timpul liber, nu. Nimic. Ei, cu sportul, eu sunt cu artele. Da, de eventual cu sora artele, mea. Deci desenezi. Da. Eventual cu sora mea să mai desenez sau altceva. Da. Și tu ce desenezi? Ești cu talentul? Ești așa? Desenezi portrete, orice. Și te pricepi? Da, destul de bine. Da, se pricepe. Bun. Fetelor, rețineți-vă ideile. Noi o să luăm un moment scurt de publicitate. Am revenit în platou alături de o mai veche prietenă de-a noastră, Ștefania. Bună ziua! Bună seara, Ștefania, ce faci? Bine, am venit din nou la voi în platou. Ce mi-ai făcut când nu ne-am văzut? Din păcate a început școala și vai de mine. Am fost foarte ocupată cu începerea școlii. Așa. Bineînțeles că profesorii au început deja cu recapitulări, cu testele. Vai de mine. Deja cu teste, nici n-a început bine și a început săptămâna cu teste. Săptămâna viitoare, da. Vai, și la ce-i test? Biologie, matematică, fizică. Vai, tot ce este mai frumos. Exact. Și rest? Toate bune? Da, m-am continuat lecțiile de canto, am mai ieșit cu colegii mei, parcuri, mall-uri. Ah, ce frumos, ce frumos, ce frumos. Ștefania, cu ce ne încânți astăzi? Pentru astăzi am pregătit melodia Dernier Dans. Așa? Și Mercy. Și acum cu ce ne încânți?
cu Derner Dance. Hai să te auzim! Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu pas rouge d'un bus dans le métro. Dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir que tu recommences. Oh ma douce souffrance. Chemin en ton absence, je porterai mais sans toi ma vie n'est qu'un décor qui brille vide de sens. Frumos, Ștefania. Vă mulțumesc. Frumoasă fiesta, frumoasă și tu. Îți place franceza? Da, îmi place foarte mult franceza. Am mers și la olimpiadă la franceză. Și cum a fost? Foarte bine, am ajuns până pe municipiu. Eram la un pas să trec pe națională. Și urmează să dau niște examene anul acesta și să vedem ce o să se întâmple. O să fie bine, o să fie bine. Cristina, tu cu franceza? Da. Da, îmi place franceza. Îți place franceza? Da, mai mult decât engleza. Mai mult decât engleza? Da, am Serios? Avut o profesoară mai bună la franceză. Atunci se explică. Da. Ștefania, uite că tot vorbeam de mai devreme cu fetele de slăbit, cu ce mănâncă ele, ce nu mănâncă. Tu, Ștefania, ce mănânci? Cum faci? Eu nu țin o dietă anume. Mănânc. Cum îți mezi silueta? Mănânc ce apuc pentru că am un program destul de încărcat. De dimineață abia am timp să mănânc. La prânz trebuie să plec la școală, tot așa mai mănânc repede câte ceva, ce mai face bunica, ce mai lasă mama. Iar seara, după ce ajung de la școală, sunt atât de obosită încât nu mai mănânc și mă duc direct să mă culc sau mai stau un pic la televizor. Și cum stai așa nemâncată, domne? M-am obișnuit, beau în schimb foarte multă apă, mănânc fructe cum am ocazia și încerc să... La sală te duci? Nu, nu-mi place sportul. Nu-ți place sportul? Nu. Las, mai bine, nici mie nu-mi place. Hai să vedem, fetelor, vedete care au slăbit. 10 transformări uluitoare. Hai să vedem pozele date de colegii mei. Primul este Jonah Hill. Ia uite cât a slăbit. A slăbit ceva, da. Nu? Da. Față de cum era, mai departe. Rosie O'Donnell.
Arată mult mai bine acum. Arată mult mai bine, da, exact. E și mai fresh și mai frumoasă. Da. Pare mai, și mai tânără. Pare, da, și mai tânără, exact. Mai departe. Tom Arnold a slăbit bine. Da, a slăbit. Da, da. Se foarte vede. Tare. Mai departe, Jennifer Hudson. Ia uite. Acum. Arată extraordinar, vreau să spun, în câteva... Da. Arată foarte bine, da, și este una dintre vedetele mele preferate. Îți place? Da. Mai departe, Christy Alley. Și a slăbit. Da. Oricum, ar putea chiar să se apuce de modeling. Da, da, exact. Mai departe, Britney Spears. E... Da. De ea oricum știm că are, da, mari, are probleme niște cu probleme, dar oricum parcă arată mai bine acum decât arăta, da, înainte. Da, exact. Oricum. Mai departe, Oprah Winfrey. Mie place foarte mult Oprah. Da. Ea și mai plinuță și mai slabă, tot frumoasă este. Exact, este, da, plină de viață. Da. Are un stil al ei care e foarte, foarte interesant. Și cucerește pe toți. Da. Hai mai departe, John Goodman. E, a slăbit. Slăbit, da, slăbit, slăbit. Se vede, se vede la față. Arată, se vede bine, diferența. Arată bine. Mai departe, Kelly Osbourne. E? Bine, ea e un pic mai nebunatică, așa, mai... Da, da, îmi place culorile. De ea, e nebună. Da, exact, are un stil, da, e altceva. Și Janet Jackson. E, totuși. E mult mai și aici frumoasă, se observă. Da. Bine, ea are, are trăsături frumoase. Da. Acum și le pune în evidență mult mai bine. Și arată destul de bine, zic eu. Da, arată. Bun. Le-am văzut pe vedete. Petru, ce părere aveți? Cum vi se pare chestia asta cu dietele? Să ținem diete? Să slăbim? Să... Sunteți de acord cu dietele? Depinde cât de mult vrei să slăbești. Adică mai bine de la început ți... Nu neapărat un regim. Ai grijă ce mănânci. Mai puțină pâine, mai puțină prăjeală, mai puțin fast food, mai multă apă, mai multe fructe, legume, mai sănătos. Sunteți de acord cu dietele astea? Eu una nu sunt de acord, cu dietele. Consider că este mult mai bine să ai grijă ce mănânci pe tot parcursul vieții, fără să ai o săptămână în care să ai totul interzis sau să mănânci foarte puțin, să te înfometezi. Mai bine, bine ai și anumite să zile... Să fie echilibrat. Care, da, exact, să fie echilibrat, să mănânci din unele toate. Unele diete sunt atât de drastice încât dăunează sănătății, mai scade părul, mai leșini, mai se întâmplă, mai nu știu, doar ca să ajungi la un număr de kilograme pe care dorești să le ai și pe care dacă nu mai ții dieta, le pui înapoi. Pentru plus că nu până mai la urmă nu contează neapărat greutatea, ci și persoana... Exact, bine, important este să fii și sănătos. Exact, da, și nu sănătos. Nici să ai 100 de kilograme și să nu poți să mergi și să ai probleme cu inima și așa mai departe, dar nici să, să zicem că vrei 5 kilograme și tu să mori de foame, nu mai pot, da, numai nu ca să dau exact, 5 kilograme. Hai să zicem la ceva mai frumos, fetelor. Am aici un artist creativ care se folosește de cățelușul lui, un pitbull terrier, pentru a realiza niște super poze. Hai să vedem și noi pozele de la colegii mei. Ia uite-l. Deci i-a făcut. Foarte drăguț. Hai mai departe. Săracul, totuși. Așa. Ia uitați-l. Vă plac animăluțele? Da, da, plac animăluțele. Vedeți ce i-a făcut săracului cățel? Mai departe, super Superman. Dog, așa, mai departe, aoleo, doamne, Maleficent, ai mă, săracu, mai departe, mai și cântă, și cântă, el. Cântă și el, ai văzut, așa, doarme, doarme, visează, da, visează, oițe, numără chestii, oițe, da, așa, ai de mine, totuși, ce mai ne trebuie telefoane? Ia uite cățelul. Și astea au fost pozele. Fetelor, vouă vă plac animalele de companie? Aveți animalele voastre? Da, eu am un câine acasă. E un câine? Da. E bătrân, e tânăr? Așa, așa, așa. Așa, așa, așa. Între. Ce lasă e? Nu știu. Nu știu, da? E mic, e mare? Detalii e mare, detalii mică? E micuț, așa, mai micuț. E mai micuț. Da, am foarte drăguț. Ștefania? Eu am doi papagali și un acvariu. Sora mea chiar a vorbit cu un compozitor să-i compună o melodie despre papagalii noștri, pe care îi cheamă Coco și Chiquita. Oh, Coco și Chiquita! Oh, da. E cumva, nu se trage din filmul ăla cu papagalii ăia drăguți așa? Nu? Nu știu, ea s-a ocupat de nume, de... De toate.
Deci papagalii drăguți. Am avut și niște papagali, dar n-am putut să-i țin prea mult că făceau gălăgie. Ai tăi fac gălăgie? A, da, toată ziua. Mai ales când ne apucăm noi să repetăm pentru muzică, trebuie să cânte și ei cu noi, bineînțeles. Asta e foarte bine. Păi, Cristina, am întrebat, dar te întreb și pe tine, Ștefania, vara asta ce ai făcut? Până să înceapă școala, bineînțeles. Vara asta am fost în Franța. Povestește-ne de călătoria ta în Franța, te rog. Am ales să merg în Franța pentru că, așa cum v-am spus și mai înainte, îmi place franceza foarte mult. Am vrut să văd dacă mă pot descurca să vorbesc cu un nativ francez. Și? În prima zi mi-a fost destul de greu, dar apoi am început să vorbesc din ce în ce mai bine și părinții m-au lăsat să vorbesc și cu cel de la recepție și pe stradă, dacă mai aveam nelămuriri, să întrebăm. Și la muzee am încercat să citesc în franceză și să uit de engleză. Vai de mine, vai de mine. Și ai vizitat turnul Eiffel? Am urcat, da, în așa, turnul Eiffel. Până unde ai urcat? Până la etajul al doilea, deoarece n-am putut să urcăm până în vârf. Nu știu de ce, dar nu s-a putut. Am vizitat muzeul Louvre. Ai vizitat de toate. Exact. Mâncarea cum e? Mâncarea franțuzească îmi place extrem de mult. Îmi place micul dejun pe care îl au ei. Au croasante, pe la șocolade. Și numai de-astea bune. Exact. Și la prânz de obicei mâncam pe la ora 4-5 deoarece aveam un program foarte încărcat cu vizitatul și... Dar mâncarea foarte bună și mi-a plăcut. Și în afară de vizitat, eu știu, ați mers la vreun spectacol sau la vreo chestie de genul ăsta? Am vrut să mergem la cabaret, dar cum am o soră un pic mai mică, nu s-a putut și am zis că o să revenim să mergem și la spectacole. Ah, ce frumos, ce frumos. Și numai în Paris ați stat? Da, am stat numai în Paris. Am fost și acum ceva timp la Disneyland. Și cum e acolo? E frumos? E frumos, da. Bănuiesc că e visul oricărui copil să ducă acolo să vadă, da, toate, exact, personajele din Disney. Și nu neapărat al lor cărui copil și adulții se simt la fel de bine în parcul de distracții. Și tu mi-ai vizitat bine vara asta, ce pot să zic. Și în afară, da, de Franța? Am mers și prin România, că e bine să ne cunoaștem și țara până la urmă. Am fost în zona Ardealului. Așa. La Stâna de Vale. A fost foarte frumos acolo. Am găsit tufe de afine, am mâncat merișoare, am urcat pe munte, ne-am dat cu ATV-urile. A fost o experiență. Și tu cu ATV-urile? Da. Ai de mine. M-a lăsat și mama dacă să conduc. Ce mai ai un pic? Și ții și tu carnetul. Da, exact. Păi nu? Vrei să ții carnetul, nu? Da, bineînțeles. Oh, ce bine, ce bine. Cristina, mai și tu acolo un pic așa. Da, mai am. Și vrei să și tu te ții? Da, de pe aștept. Cred. Fetelor, hai să vedem, am așa o știre interesantă pentru voi astăzi. În China a fost inaugurat trotuarul pentru cei care folosesc telefonul în timp ce merg. Dacă ați mai auzit așa ceva, hai să vedem pozele din regie. Ia uite. Deci ca să vedeți și voi, nu e o glumă. Pe partea cu telefoanele se circulă, pe partea aialaltă. Ce părere, Ștefania? Au avut o idee ingenioasă, din punctul meu de vedere. Nu m-aș fi gândit. Da, asta. Dintre toate, puteau să se gândească totuși numai la de-astea, numai la trotuare și la de-astea. Da, am văzut. Ce părere aveți? Se facă și la noi în România o chestie de genul ăsta? Ar trebui. Și noi suntem, crezi, preocupați de telefoane mobile și de... Da. Da, multe accidente s-au întâmplat când copii sau elevii se uitau la telefon pe trecerea de pietoni sau... Da. Voi sunteți cu rețelele de socializare? Așa, stați așa. Mult pe telefon? Acum că a început școala, mai puțin. Ștefania? Eu stau în limita timpului disponibil și de obicei vorbesc cu prietenii, nu stau foarte mult pe rețelele de socializare, nu prea intru pe internet, că nu prea? Am timp destul de limitat. Vai de mine, vai de mine. Dar cetuim și ok. Cetuim, mă? Da. Deci pe toate astea, pe WhatsApp, pe toate rețelele, exact, posibile și imposibile. Și pe care preferați din toate rețelele astea? Facebook și WhatsApp. Oh. Mie îmi place WhatsApp-ul. WhatsApp-ul? Mai mult decât Facebook-ul? Da, da. De ce? Îl folosesc mai mult. Mai mult stau de vorbă decât postez și... Și tu Facebook-ul? Și Facebook și WhatsApp și Ask. Postați multe poze?
pe Facebook? Nu așa foarte multe. Din când în când? Din când în când, da. Eu în general postez de la vreun eveniment, de la, adică nu în fiecare zi, o dată pe săptămână sau așa. Am înțeles. Haideți, fetele, să mai trecem la o știre la fel de interesantă găsită de colegii mei. Prima pictură murală de 360 de grade. Hai să vedem poze. De. Ia uite. Mai departe. Cum vi se pare, fetele? Interesant. Te ca să vezi ce face lumea. E spectaculoasă. Chiar este spectaculoasă. Mai departe. Uite cum se vede. Și de la departare. Foarte frumos. Ștefania? Foarte, foarte interesant. Mai departe. Văd că acum oamenii au tot felul de ocupații. Da. Dar, uite, mai ales pentru cei cu care sunt foarte, care vor să se afirme, care vor să te exprime, să apucă și facă tot felul, ca să iasă în evidență, știi? Da, și capătă și experiență. Bun, am văzut și pozele. Fetelor, voi cum vă afirmați? În afară de muzică, bineînțeles. Eu știu, sunteți de-astea să ieșiți din tipare, să mai faceți și altceva care să... Uite, la școală, de exemplu, sunteți competitive? Da. Da? Eu sunt o fire ambițioasă. Îmi place să fiu printre primii la școală, niciodată nu las ștacheta. Foarte bine. Merg la olimpiade și încerc să învăț la fiecare materie, să am medii mari, ca să folosească mai târziu experiența acumulată în școală. Mm-hmm. Sunteți competitive, e bine. E bine, e bine. Fetele, uite, așa, încet, încet am ajuns și la finalul emisiunii. Eu vreau să vă mulțumesc că ați venit astăzi. Și noi vă mulțumim. Vă mai aștept și cu ocazii viitoare. Dar înainte să vă încânte Ștefania, cu voi mă revăd și sâmbăta viitoare de la aceeași oră. Ne puteți găsi pe pagina de Facebook a Televiziunii 6 TV, dar și pe pagina de Facebook a emisiunii Profesioniști în Devenire. Să nu uităm de live streaming-ul de la 6 TV, unde ne puteți vedea online. Ne puteți găsi și pe www.6tv.ro, unde puteți afla mai multe noutăți despre televiziunea noastră, despre emisiunea de astăzi. Și ce să vă zic, la revedere! Vă las pe Ștefania! My morals got me on my knees. I'm begging, please stop playing games. I don't know what this is, but you got me good, just like you knew you would. I don't know what you do, but you do it well. I'm under your spell. You got me begging you for mercy. Why won't you release me? You got me begging you for mercy. Why won't you release me? I said release me, yeah. Now you think that I will be something on the side, but you've got to understand that I need a man who can take my hand. Yes, I do. I don't know what this is, 'cause you got me good, just like you knew you would. I don't know what you do, but you do it well. I'm under your spell. You got me begging you for mercy. Why won't you release me? You got me begging you for mercy. Why won't you release me? Just why won't you release me?
see. You got me.